Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei! Haideți să întorc camera, să vă las câteva minute cu zultanitele până vedem cine ni se alătură în această seară în live-ul nostru, dragii mei! Bună seara, bună seara și bine ați venit! Bună seara, bună seara, bine ați venit, dragii mei! Haideți să vedem cine ni se alătură în această seară, în live-ul nostru, dragii mei! Am aici o muzică faină de dans, de vine să dansez. Foarte faină muzica. Bună seara, bună seara, bine ați venit, dragilor. Link-ul magazinului îl găsiți fixat în josul paginii. www.theworldofaliciajeverly Sub link-ul magazinului, dragii mei, găsiți un al doilea link cu un video care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii de pe site-ul nostru. Și dacă vizionați videoul, înseamnă că deja vă aflați în canalul nostru de YouTube, unde vă invit să vă și abonați la canalul nostru pentru a nu mai pierde nici una din emisiunile noastre. Și haideți că eu zic că suntem destui. Haideți să întoarcem camera și să ne începem distracția. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei! Mă numesc Gabriela Cilica și sunt reprezentant al magazinului de bijuterii online The World of Alices Jewelry în Germania, dragii mei! Pentru această seară am zis că să vă prezint seturi pe care să le desfac. În seturile pe care vi le voi prezenta veți cercei, inele, pandantive, tot ce doriți. Și treaba e că eu le desfac și le vinde la bucată și aveți ocazia să vă completați colecțiile. În primul rând, lanț de bărbați. Da? Lanț bărbătesc, 4 mm lățimea lui, cântărește 15 grame, are 55 de centimetri. Și poate fi achiziționat pentru 60 de euro. Doamna Vitelaru, 55 de centimetri, 15 grame, 60 de euro. Să-mi confirm dacă e ok. Ui la el, e lanț, e masiv. Nu e nici foarte mare, nu e nici foarte mic. Da? Nu te văd, doamna Vitelaru, nu știu dacă ești sau nu, în tot cazul. Bună seara, bună seara, bine ați venit!
Foarte frumos lănțișorul. Am de 55 de centimetri și de 60 de centimetri. Inelul mami, da, l-am dat jos. Îl pun deoparte, doamna Vitelaru, nu știu dacă ești, dacă nu ești, îl mai arăt odată când apar să-mi scrii doar. L-am pus deoparte, bun. Și da, dragii mei, vreau să vă prezint ceva foarte faine, niște lănțișoare superbe. Lănțișor cu pandantiv. Am, ia să vedem ce am aici, că nici nu știu. Am argintii albe, adică. Ia să le vedem, una, două, trei, patru, cinci albe. Și mai am și unul mistic, abă doar unul. Cinci albe și unul mistic, argint, 925. Medalionul, dragii mei, 1,1 cm diametru. Avem lănțișori de 45 de cm lungime și cu zale foarte fain și 1 mm lățimea lui. Lănțișorul, cântărește 3 grame și poate fi achiziționat pentru 15 euro. 5 albe, 1 mistic. Argint 925. Puneți-mi-l mie. Și cruciuliță la lănțuc de 15 euro. Deci, doamna Vitelaru, spun lanțul ăsta bărbătesc sau nu, că nu mai știu acum. Ăsta și la lănțuc cruciuliță de 15 euro. Ok. Cu lanțul de 15. Da. Bun. Ăla e 60. Ia să mă uit eu pe Facebook și să urmăresc live-ul, să vedem dacă reușesc să vă văd mesajele. Așa cum trebuie. Mamă, 356 de comentarii deja, wow! Fetelor, fiți atente! Am să vă rog din tot sufletul să vă opriți din scris. Lăsați scrisul, mistic eu, tin cu florii. Lăsați scrisul doar pentru cliente. Vă mulțumesc. Nu mai scrieți niciun mesaj decât fetele care vor să scrie. Sunt deja 370 de mesaje și eu n-am văzut niciunul. Pentru că nu le văd. Și cu cât dați mai mult, cu cât scrieți mai mult, cu atât sar și nu mai văd nimic. 15 euro. Și am pus unul mistic și mai am încă 5 bucăți argintii albe. 15 euro bucata, unul alb cu inimioară, Elena Susan. Da, Susan, am și cercei. Georgiana Mystic nu mai este. Mai am încă 4 lănțișoare. Stai să vedem dacă mai vrea, lasă cercei la urmă. Dacă vrea lănțișoarele să le dau. Elena Susan. Geta Vitelaru, 2 lănțișoare cu cruciulițe de 15 euro. Adriana Silaghi, eu, alb, da. Da, doamna Vitelaru, 2 de 15. Elena Susan, vreau și cercei. Da, Elena, cum viu la ei, ți-i pun. Două lănțișoare de 15. Da, doamna Vitelaru, am pus 2 de 15.
Și facem și o extragere prin random. Mai reușit să treci lumea? Mai trebuie să așteptați? Nu reușit să vă treacă pe toți? Și da, dragii mei, mai am încă 3 lănțișoare, Cristina și Mon. Aveți și pe auriu? Nu am auriu, am decât argintiu. 15 euro. Cine a luat lănțișorul mistic? Tincu Flori. Am și cercei la lănțișor, dacă vreți. Să-mi scrii să ți pun și da, dragile mele. Cercei cu filet. Cercei albi. Ops. Cercei inimioară, argint, 925. Cercei, fetelor, 1 cm lungime pe 1 cm lățime. Avem închizătoare cu filet. Cântăresc 4 grame. La fel și ei, 15 euro. Pune la Elena Suzan o pereche. Și lanțul mare ți l-am pus. 15 cercei. Ți l-am pus la Elena Suzan. Adriana Silaghi, cercei la lănțișor, pune cercei, da? Am pus, Susan, care ați luat lănțișoare, am și cercei la ele. Gabi, vreau să văd lanțul la 15, dă un pic lănțișorul lui Tincu Flori. Uite, Tincu. Lănțișor cu pandantiv mistic, inimioară. Da, 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 am pus, doamna Vitelaru, lanțul mare, l-am pus. Gabi, vreau să văd, exact ăsta vreau cu perle roza fal de la Swarovski. Pune acolo, scrie. Da, pune, scrie. Mariana Floria Gherlea, vreau mistic, nu mai este mistic. Bună, mai avem cercei, 15 euro. Perechea, 4 grame, 1 cm diametru, albi. Mai am una, două, trei perechi pe stoc. Bun. Le pun deoparte. Ai reușit să fac să dau extragere. Nu a reușit să facă să treacă pe toată lumea. Cum reușește să treacă, facem 400, 500, cât o fi. Atâta facem extragere, ok? Bun. Până una altă, am să iau seturile aurii și facem și vindem seturi aurii, fetelor. Râșnița Alexandra, v-am lăsat în privat. Dă-mi o coală să scriu. Dă-mi și mie, hârtiuță, o legătură să am. Haideți că vă notez. Râșnița Alexandra. Că nu vă văd mesajele, sunteți așa de multe și dacă voi nu mi le scrieți în privat, eu nu mai am cum să le văd, că sar toate mesajele, curg mii și mii de mesaje și nu mai văd nimic. Gata, am ajuns, facem două extrageri, pentru că sunteți așa de mulți în seara asta, am să vă dau două seturi de cercelași cu filet, 300, 400, hai să vedem norocoasele. Să puteți împărtăși și cercei pleacă la 300 de ochișori, este Nemes Nela. Wow, Nela! Următoarea extragere este pentru 400 de ochișori. 400 este pentru Felicia Domuta. Felicitări, fetelor! Și dacă ajungeți la 500, mai am încă un set,
ultimul, care pleacă la 500. Și da, dragii mei, uite-le acolo, pune-le. Haideți să vă arăt bijuterii aurii. Un pic să le iau toate, le iau la rând și le desfacem și le vinde la bucată. Nu, cum o cheamă? Mariana Florina Gherlea, nu mai sunt, pentru că i-o luat doamna care lua lănțișorul, lua și cercei, da? Maria Gojda, vreau un lănțișor mai mare auriu și cercei tot aurii. Ok, acum trecem la lănțișoare și la cercei aurii. Haideți să vedem. Să-mi dau un lănțișor de 15. Uite aici. O să-mi schimb asta. 15. Fetelor, am să vă arăt aici o superbă pereche de cercei aurii. Am mai avut cercei, dragii mei, argint 925 cu circonia închizătoare cu lever back la ei. Sunt bestiali. Numai un pic să găsesc setul, să vă dau detaliile. Argint 925, placat cu aur de 14 carate. Se pare că nu mai este. Cercei, dragii mei, 16 grame. Au 4,5 cm lungime. 4,5 lungime pe 3 cm lățime. Cosmina, Alina, vreau și eu, dacă ne scrii și ce vrei, Cosmina, cu mare drag, nu știu ce vrei. Cercei au 16 grame și pot fi achiziționați pentru 70 de euro. 70 de euro, 16 grame la ei. Argint 925. La ei am inel. Numai un pic. Se pun. Și trecem mai departe. 500 de ochișori, facem extragere prin random. Vreau și eu, Cosmina, scrie-ne ce vrei. Haideți să vedem încă un set de cercelași la extragerea de 500 de ochișori. Haideți să vedem la cine pleacă cerceii. Cerceii pleacă la Flori Elena Pavalache. Flor Elena Pavalache, felicitări! Și avem un inel, dragii mei, un super inel. Inelul cântărește 8 grame, este mărimea 56. Capul inelului 3,5 cm, de fapt nu are 3,5, are 3 cm diametru. Și poate fi achiziționat pentru 50 de euro. Bestial. Mie mimicul 56, îmi trebuie 57 măcar. Fetelor, când ne puteți arăta niște inele pentru domnișoare, 13-14 ani. Să vedem. Inele pentru domnișoare, ce măsuri vă trebuie? Fetelor, vă rog eu frumos, nu mai scrieți, că nu mai văd mesajele.
Nu mai scrieți, vă rog, că nu mă lăsați să scrie doar fetele care vor să cumpere. Oricum, inimioarele își dă seama că e felicitată. Felicitări la toată lumea pentru câștiguri, da? Mulțumesc pentru înțelegere. Dar altfel nu reușesc să fac față și atunci e destul de nașpa. Că se supără oamenii și eu sunt cam nevinovat, eu pic la mijloc. Dacă sar toate mesajele și nu mai văd nimic și atunci... Și nici nu vin. Da, și nici nu pot să văd, că nu le văd. Vă mulțumesc pentru înțelegere, ok? Bravo, văd că nu mai sus face nimeni. Mulțumesc fetelor. Și cercei, dragii mei, argint 925, niște cercei mai lungi de data asta, avem cercei de 5,5 grame. Închizătoare cu lever back. 5,5 cm lungime. Doi centimetri lățime, cântăresc 10 grame și pot fi achiziționați pentru 50 de euro și ei. Sunt adorabili. Pe site apare transportul 18 euro pentru România. Da, așa este. Dacă cumpărați de pe site, va trebui să plătiți 18 euro transportul. Dacă cumpărați de aici, eu vă fac comanda și vă pun transportul gratuit pentru că de pe site trebuie să le trimiteți la adresa de acolo. De aici vă pun eu comanda, o iau pe mine, vă fac transport gratuit și dau drumul la comandă și atunci plătiți 5 euro că îl trimit cu autocarul. Ok? Nu pe DHL. DHL-ul e 18 euro. Nu pot să pun autocarul pe site, n-avem voie. E interzis așa ceva. Și da, n-am cum să vă ajut altfel. Dar dacă cumpărați de pe site, îmi spuneți și vă fac eu comandă și vă dau eu dată de plată atunci. Bun. Da? 50 de euro, dragii mei. Cum am spus, cercei 5,5 cm lungime, 2 cm lățimea lor, cântăresc 10,5 grame și pot fi achiziționați pentru 50 de euro. Și trecem mai departe. Numai un pic să-i pun. Să-mi dai niște punguțe la ora aici, să-i pun direct să nu le sară piatră sau ceva. Numai o secundă. Ok, super. Mersi. Mergem mai departe, dragii mei. Păi de bă, ce să facem? Trebuie să ne ajutăm, nu? Cu criza asta și cu scumpetea asta, încercăm și noi calea cea mai ușoară. La set avem și un inel care e mărimea 57, e bestial inelul, foarte frumos. Inelul, dragii mei, capul inelului are 3 cm pe 2,5, cântărește 6 grame, avem 3 cm pe 2,5. Cântărește 6 grame și poate fi achiziționat pentru 30 de euro inelul. 30 de euro. Mărimea 57. E superb. Ia uitați-l. Foarte faină lucrătură în spirală. Bun, și trecem mai departe. Mă un pic să îl pun. Livia și Grigo, da. O să se schimbe, o să fie 5 euro pentru România. O să vorbesc cu cei de la administratorii să vedem dacă reușesc să fac și pe pagină. Sper să reușesc asta. Și lănțișor cu pandantiv. Lănțișor de 45 de cm lungime, 2 mm grosimea lui. Avem medalionul. Medalionul are 4,2 pe 2. Cântărește 7 grame.
și poate fi achiziționat pentru 40 de euro. 40 de euro, dragii mei. Un bestial pandantiv și lănțișor argint 925. Și trecem și mai departe. Un pic să le pun, că trebuie să le pun în ordine, că altfel nici că mai găsesc ceva. Bun, și trecem mai departe. Wow, hai să vă arăt ce inel am aici. Tadam! Ia să vedem, am numai unul sau am și mai multe? Se pare că nu, am doar unul. Da, unul singur, unul și mare. Haideți să vedem. Să vă dau detalii. E bestial. Un moment, uite-l aici. Mărime mare la inel. Mă un pic să iau și măsura. Inel, mărimea. Wow, 66. Argint 925. Mare, 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 mare. Inel mare, mărimea 66. Ca să vedem cum să-l pun, să-l puteți vedea modelul. Inelul, dragii mei. Trimiteți în România? Da, trimitem în România. În România costă 5 euro transportul. Inelul cântărește 5 grame, dragii mei. Capul inelului are 4 centimetri pe 1,5, mărime mare, 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 64, mai mare, 66 am zis. Nu e, nu. Și poate fi achiziționat pentru 35 de euro, mare, mare de tot. Și e și un model de la mișto. Bun, eu îl pun deoparte, eu vreau inelul, mărimea 66, pune-l Cristina, da, 35 de euro și l-am vândut, stoc epuizat, trecem mai departe și da, fetelor, acum vă arăt iară, da, 35, acum vă arăt iară un set bestial. Haideți că îl desfac. Îl desfac și le dau la bucată, ok? Trebuie să-mi ziceți cine ce vreți și pa. Și am să încep așa, inel, mărimea 58, fetelor. Inelul cântărește 4 grame. Nu mai am flori sârbă, am avut decât unul. Adina Chi, 66. No, prea târziu, Adina, nu te-am văzut. Inelul e mărimea 56, cântărește 4 grame, are o floare foarte faină, argint 925, capul inelului, fetelor, 1,8 cm pe 1,5 și poate fi achiziționat. Da, așa era, modelul ăla era, da. Am cercei așa, ok, ți l-am pus florii, 20 de euro, l-am pus și am cercei la el, am și cercei, cercei cântăresc 5,5 grame, ia uitați și cercei, sunt foarte faini, ia se pun așa, să vedeți mai bine modelul, cercei, dragii mei, 2 cm pe 1,5, închizătoare cu lever back, cântăresc 5,5 grame și pot fi achiziționați pentru 25 de euro. 25 de euro.
Îmi comandat și mie unul. Da, eu vorbesc la firmă să vedem dacă... Dar să știți... Mumi, mumi, eul... Mimi, lă... Nu știu ce vrea, că inelul nu mai este. Inelul s-a vândut pe loc. Cerceii sunt la 25, apoi am pandantiv la ei. Eu vreau inelul mărime 5-6, nu mai este, am zis. Am medalionul. Foarte fain medalionul. 2 grame, 2,7 cm pe 1,5, 10 euro. Cercei 25, medalionul 10 euro. Trebuie să-mi spuneți dacă le vreți. Vreau tot setul, Mimi, Lăcrar. Da, dar nu mai are inel. Că inelul s-a vândut prima dată. No. Ha. Eu îi vreau Petronela Cosma. Cercei, mai este și pandantivul. Vă să văd ce-o scris. Lasă înapoi, da. Nu, vezi ce-o, mai jos, mai jos ce-o scris asta. Tincu, nu așa? Că ăla 66. A, ok, dă înapoi. Deci, vreau tosetul, Mimi, Lacrarul, primești tosetul. Inelul, cercei și pandantivul. E păcat, păi inelul 20, cercei 25, ăla 10. Bun, Mimi Lăcraru, ai tot setul. Și haide să vă mai arăt, fetelor, am o grămadă de seturi de astea frumoase. Acum le scot toate, ia să vedeți. Seturile aurii, da? Wow, măi, fetelor, fiți atente că am aici ceva lucrat în filigram. Hai de capul meu, hai că-l scot acum, primul scot, e prea fain. Pasă. Ok. Aveți răbdare, fetelor, ăla l-am dat setul cu totul, pentru că e păcat să-l desfac și am inel în filigram 56, am și inel și cercei. Puteți să trimiteți și în Franța, da, trimitem în toată lumea. Inelul, dragii mei, mărimea 56, are 2 grame, e lucrat în filigram. Nu, nu, Tincu, l-am luat. Am înțeles că ai vrut inelul ăla mare. E lucrat în filigram. Și poate fi achiziționat pentru 15 euro. 15 euro, argint, 925, mărimea 56. Vreau eu inelul, uite-l aici, e bestial, pune-i la col, 56. Felicia, Pituru, să știi că am și cercei. Cercei, bă, că sunt două perechi. Hai să vedem, am două perechi de cercei, au 4 grame. La fel de frumos sunt 15. La fel de frumos sunt bestiali. Vreau tot setul 5-6, cercei 25 Petronela. Ce? Prea târziu scrie Petronela, cine a luat inelul? Asta? Felicia Pituru. Felicia Pituru, pot să iau inelul de la tine? Dăm setul la doamnă și îți dăm un altul și pentru cercei. Că mai am. A, vrea și cercei, ok, nu lasă-i acolo atunci. Cercei sunt 25. De euro, sunt bestia, la fel și închizătoarea cu leverback și să știți că am și un pandantiv. Filigram, mărimea 54, nu am. Doamna, care a vrut set acolo? Felicia Pituru. Felicia Pituru, spun cercei și pandantivul, da? Cercei 25 și pandantivul 10. Manuela Manu, sretonă doamnă, parcă vindeți pâine caldă, vânzare bună și vă multă și vă doresc, cumpăr și eu din priviri deocamdată. Mulțumesc frumos! Felicia Pituru, Pituru era Felicia, da. Îți spun cercei și pandantii, vrei? Dacă nu le lăsăm, mai am o pereche de cercei cu 25 și pandantivul și trecem mai departe, ia să văd ce mai am aici, măcar două. Am
Da, și acum am două seturi aici, care au și inele. Haideți să vedem. Păi dacă o scrieți mulțumesc, înseamnă că da. Sigur, pune-i-le. Și cerci și pandantiv pune. Setul complet? Ok, setul complet atunci. Și mai am o pereche de cercei în filigram, la 25. Spune și tu ce mărime e la care te întreabă, scrie-le. 19. Mărimea 16, inelul vreau... Nu mai este. No, uite. Jenny, eu nu știu ce, fetelor. Să vă zic ceva, spuneți-mi ce doriți. Haideți că acum încep, am seturile, stați așa un pic să le desfac, să fie, mă uit să fie la fel. O secundă, care sunt la fel. Am să vă rog să-mi spuneți, dăm ăla cu 20 și ăla cu 15 sau așa, că am aici un singur set. E inelul mărimea 59, are inel. Lasă-mă că n-am timp de ele acum. Mesajele după. Vă pregătesc aici un set, mărimea 59, are 8 grame, inelul. Prima dată arătați setul întreg. Da, păi asta mă gândesc, setul întreg. Uite aici, cine-l vrea? Inel 59, cu cercei închizătoare. Nu mai este pandantivul Jenny, s-a vândut. Care pandantiv? Ăla care a fost în filigram, l-am pus la set, la doamna. Cercei și un pandantiv mic, setul complet, 40 de euro. Inel floare, cercei închizătoare cu lever back și un pandantiv micuț, 40 de euro, setul complet. Foarte frumos setul, dacă îl vrea cineva să-mi spună. Să știți că am la el două inele. Am un inel 57 și unul 59. Dacă îmi scrie, scrie set și scrie numărul de inel pe care vrei. 57 sau 59. Dacă vrei inelul singur, 15 euro. Și mergem mai departe, fetelor. Am două seturi. O fost extragere prin random de 500, a fost. A, Jenny, ultimul, a fost ăla în filigram, da. Da, ăla s-a dat la set. Inel, mărimea 59 și 60. Am două seturi, 59-60. Olariu, măriuța, am scris și eu de două ori. Vreau cercei și pandantit primul set care l-ați arătat. Da, dar au scris altcineva înainte. Și n-am avut numai un set. Acum, ăsta care vi-l arăt acum, am două. Mărimea 59 și mărimea 60. Mai am o pereche de cercei în filigram. Cercei în filigram la 25. O singură pereche. Și acum am așa, set. Setul are decât cercei și inel, nu are pandantiv, ca să știți, da? Setul cântărește 8 grame. Avem inel mărimea 59 și 60. Ia uitați-l, mai mărișor de data asta. O steluță și o floare. Foarte finuț și foarte frumos. Stai să-l pun pe deget să vă dați seama mai bine cum arată. Ia uitați-l. Inel și cercei bestial închizătoare cu lever back la cercei. Ia să pun așa. 8 grame. 40 de euro setul. EU60, Mihaela Roman. Da, Mihaela. Și mai am unul. 59. Mai am un set, mărimea 59 și el bestial.
Mă un pic să le pun. Mai vrea cineva? Nu mai vreau nimeni, da? Hai să le găsesc, să le șterg până nu le mai vând încă o dată, că n-am de unde. Ok. Și trecem mai departe, fetelor, imediat. 20 de milimetri, mărimea 59-60. Merge și 59, merge și 60 la el. Anca, Anca, nu, dimineață pleacă Anca, pe weekend nu pleacă poșta. Să vedem ce am aici, ăsta jos, ok, bun. Și trecem mai departe, fetelor, hai să vă mai, să mai scot de la cufărul vesel de acolo, știi? Ia să văd ce am eu frumos, frumos pe aici. Oh! Ghiți ce am aici, fetelor, habar n-aveți voi. Hai să vă arăt. Cât este inelul? 59. Parcă 60 ai cerut și ți-am pus 60. Am avut 59, 60. Ți-am pus 60, mi se pare. Și am aici un set. Mărimea 56 cu păsărică, deja știți, celebra păsărică, albă în cioc, subțirică, la mijloc, tragi cu pușca, nu i-a făcut păsărică, ai cu noroc. Ia uite-o. Păsărica, dragii mei, avem inel și cercei, setul cântărește 6 grame, inelul e mărimea 56. Cerceii sunt bestial cu păsărică și închizătoare cu leverback și poate fi achiziționați pentru 30 de euro. Închizătoarea cu leverback sunt superbi. Ia uitați. Argint 925. Cercei și inel 30 de euro. Mărimea 56. Hai să vedem. Cine vrea păsărica? Ce și-o sună. Da, dar știu și poezie. Cu păsărica albă în cioc. Ia să văd ce cioculeț are. Aici avem păsărică cu ciocul auriu. Prețul e 30. Vreau eu cercei păsărică cu Cristina Gutui Maftei. Da, Cristina? 20 cercei. 10 euro inelul, că e micuț. Vreau inelul cu floricică, 59. Da. Uite aici, inelul cu floricică, 59. Mariana, Florina Gherle, inelul cu floricică, 59. Uite la aici. 15 euro. Am aici un set foarte fain, fetelor, inel și pandantiv doar. Inel și pandantiv și anume Mimi Lăcrarul, vreau tot setul. Na, dar nu mai este, că s-a vândut. Mai am inelul păsărică 5-6, inelul dinainte, dacă se poate. Păi ăla l-am pus, da să-i arăt. Mariana Florina Gherlea, ăsta e inelul dinainte, da, ți l-am pus, uite-l. În filigram nu mai am decât o singură pereche de cercei la 25 de euro. Și aici mai am, fetelor, un inel mărimea 55 și un pandativ electrocardiograma inimii a iubirii, inel 55 și pandativ. Setul 20 de euro. Alina, cioacă, eu vreau cercei cu păsărică. Cu păsărică nu mai am decât inelul. Cerceii s-au dat. Inel 55, pandantiv, 20 de euro. Vreau inelul cu păsărică, ca Carmen Baida. Da. Pune-l cu 10 euro, inelul.
20 de euro. Elena Gilbert, nu am. Cred că ai zis 10 euro. Aha. Mimi, hai de acum special pentru tine un set. Zim ce mărime trebuie, hai să-ți dau un set bestial. Ce preț are inelul pe care am comandat, vă rog frumos. Nu știu ce inel are. Dar nu e inelul, că e setul complet, e 40 de euro, Mihaela Roman. Cerceii 25, inelul 15. E setul cu 40. Adina Zecheli, vreau eu setul. Pune la Adina, 20. Hai să dau la fata asta, că săraca. O rămas în urmă și numai nu reușesc. Deci stai că am văzut un set foarte fain pentru tine, special, stai așa, da. Deci, argint poleit cu aur, corect. Are gros ropas, e poleit. Da, atenție, e doar poleit, nu este... Am zis că nu și poți să le răspund și tu când ești cu deștiu pe ei. Inel, mărimea 58. Inelul, mărimea 58. Set complet, un set superb. Setul treflă, l-am numit eu. E mărișor, e bestial. Ia să vedem. Cântărește 13,4 grame. Inelul e mărimea 58. Doar inelul, ok? Inelul e 15, cercei 25. Așa. Uite-l aici. Vezi cum o cheamă pe doamna care tot a rămas în urmă. Inelul, ca să dau setul complet. Mimi Lăcraru, uite dacă îți place inelul. E mărimea 58. Avem cerceii. Avem pandantivul la el. Uite-l așa. Da, într-adevăr e de vis. Cântărește 13 grame. Dacă iei setul complet. Bun. Ok. 60 de euro. 13 grame. Și îți pun lănțișor. De 10 euro cadou. Pune un lănțișor cu aștepta prea mult, săraca. 60. Și ți-am pus și lănțișor la pandantiv. Că ai avut răbdare. Și da, fetelor, încă un set în filigram. Haideți să vedem ce am aici. Mă, un pic dați-mi voie să le pun pe zero seturile care le-am dat deja. Pentru a nu veni cineva să le mai cumpere odată și să n-am de unde să le dau, că-s de mândra minune. Vreau eu setul treflă. Nu, Mimi Lăcrarul l-a luat, a fost înainte, ia ei. Rezolvat. Bun. Și trecem mai departe, fetelor. David, vreau și eu un set. Acum vă pregătesc aici un set. Mărimea 55 în filigram. Avem inel, cercei și pandantiv. Numai un pic să vedem cât cântărește, ca să vă fac și prețul la ele imediat, dragile mele. Deci, avem set de 8 grame. Avem inel, mărimea 55 cu crenguță, în filigram lucrat, e bestial, ia uitați-l dintr-o parte. E superb. Argint, 925, avem cercei care sunt bestial și ei. Hai să pun, uite așa, ca să-i vedeți mai bine. Și are și un pandantiv super, super fain. Inelul 55, setul cântărește 8 grame. Și poate fi achiziționat pentru 50 de euro complet.
inel, cercei și pandantiv. Ia uitat și pandantivul cât e de bestial. Lucrat în filigram. E singur pe stoc. Haideți să vedem. Mărimea 55. Dacă nu îl cumpără nimeni, îl dau la bucată. Am zis să le dau așa ca să poată să-l iei cineva, dar dacă nu este nimeni care să-l cumpere mărimea 55, atunci inelul îl vreau. 55, Jenny, 15 euro. Cercei în filigram 25, îl vreau eu. Carmen, vai, dar stop. Jenny, nu-ți mai dau inelul, trebuie să dau setul complet. Carmen Vaida. Jenny, setul complet, ok, Jenny, iată setul, pune-le, îmi pare rău, ea a scris prima și eu n-am știut că a vrut setul complet, Vaida, îmi pare rău, Jenny l-a luat cu totul. Da, Jenny, pune-l complet, ok, Jenny. Setul complet, a fost... dar nu mai știu, 60 de euro parcă. Bun. Și haide să mergem mai departe, că mai am bijuterii. Am bijuterii atât de frumoase. De numai. Wow, am aici un superb set. Puneți înapoi cercei, vă rog, la inel. Care inel îl are? Ăla de floare, da. Bun, ți-am pus, Mihai, la 40. Ăștia-s mai mari. Și am aici un set, fetelor. Hai să vă arăt ceva foarte, foarte finuț. Inelul e mărimea mare. E mare, e 58. Mărimea 58. Ia uitați un super inel. Inel, lănțișor cu pandantiv, ia să vedem, Felicia Pituru, ea am zis inel și cercei. Felicia Pituru, eu ce să fac, cum văd mesajele și care vine primul, are primul venit, primul servit. Avem un set aici de 7 grame, inel, mărimea 58. Nu, Dana, încă nu. Nu, să văd dacă ce mai găsesc pe aici. Avem inel, avem lănțișor cu pandantiv. Și avem cercelași lunguți, foarte frumos setul. Set complet, 50 de euro. Îl vreau eu, vezi cine a scris. Brașovianu, da, Brașovianu Ionuț, da. 50 de euro vândut. Trecem mai departe. Fetelor, ce vreau să vă zic? Hai să mă opresc aici cu aurii, pentru că vreau să vă arăt și alte culori. Am atâtea modele. Sau să continuăm cu auriut, sau dacă vreți alte culori, să-mi scrieți și vă arăt și alte culori. Am căutat și mie un set cu inel mare, mărimea 60-61. Cine a scris? Cristina, acum vine mărimea 59-60. Haideți că vă arăt acum. 59-60. Ceasuri din argint am la vitrină. Nu le-ați văzut? Deci am mărimea 57, 59 și 60. Este doar inel și cercei. Adriana, Monica nu mai este, așteaptă să vie. Da? Deci, inel 57, 59 și 60 sunt simple aurii rotunde și cercei bestial, cercei închizătoare cu lever back, un pic mai mărișor de data asta, cercei fetelor, cântărește 6 grame și pot fi achiziționați pentru 35 de euro, 3 bucăți pe stoc, 57, 59 și 60.
n-au pandantive, sunt doar inel și cercei. 35 de euro. Aveți în vitrină și inel cu zultanit, 57. Lanț de bărbați nu aveți cu brățară. Ba da, am și lanț de bărbați. Gabi, mă, un set ca acesta de 50 de euro. Op. Da, vreau 60, da, Cristina? Cristina Gustin Maftei. Am pus 35. 35 de euro. Mai am 57, Ulman Aurica, doresc. Cum legătura după live? Da, vă dăm datele după live. Nu apuc să cumpăr, mă uit de dragul dumneavoastră, le dați casă. Dă să citesc că n-am apucat. Chiar de nu apuc, dă mai în jos, mesajul la mai mare. Chiar de nu apuc să cumpăr, mă uit de dragul dumneavoastră, le dați clasă la maimuțicile care vând pe internet. Mulțumesc frumos! Cine scrie? Mărginea Lili. Cercei, Diana, vreau eu ăștia. Diana, ți dau, dar ce mărime vrei, că am 57, cercei dăm la mărginea Liliana. 25 cercei, mărgean Liliana, pardon. Vreau eu, Ulman Aurica, setul, Elena, Fince Vandaca, model 61, da. Vreau eu set 35, vreau eu ăștia, Diana, i-am pus, gata, și mai am un sigur inel cu 10 euro și gata. Nu, plata se face în avans, cu cardul, transfer bancar, inelul 59, nu mai am decât inelul 57, 35, da, 35. Bun. Și se pare că mai am aici ceva asemănător, două bucăți inel. Elena Susan, 59, nu mai am, Elena, ai vândut, mai am decât inel 57, atât, dar fi pe fază. Elena Mănilă, Mănăilă, Trandaf, da. Plata se face prin PayPal, transfer bancar sau carte de credit. Georgiana, nu mai am inelul 57. Haideți, fetelor, că am mai găsit aici încă două seturi. Haideți să le desfac, să le vedeți și pe astea. Inel, la fel avem inel și cercei și aici, la fel, 35 de euro. Mărimea 51 și mărimea 58. Două, unul mare și unul mic. Am să scot mărimea mică, să vă arăt. Set 51, set 58. Sunt la fel, alea au fost rotunde, astea sunt în formă de lacrimă. Hai să vi le arăt. Doar forma diferă. Mărimea 51. Și cercei la fel, închizătoare cu lever back. 51 și 58. 35. Vreau cercei din argint alb. Cu cardul poți plăti. Da, se poate plăti și cu cardul, Florin Ionuț. Îți fac comanda și plătești pe loc cu cardul, sigur că da. Foarte simplu, da? Asta după live, ok? Atunci lasă după live și îți arăt ce am. Alea mai scumpe și mai faine și mari și late. Am. Da? 35 de euro, două bucăți. Am mai ajuns și pentru mine. Elena Susan, da, am două bucăți, 51 și 58, care îl vrei? Foarte fain și mai mărișor cercei, 35 de euro. Gabriela Trifa, 58, și l-am pus Gabriela și mai am unul micuț, 35. Unul micuț, mărimea 51, 35 de euro.
Ok. Mă opresc cu seturile aurii. Da? Și trecem mai departe. Stați că nu închid. Vreau eu setul. Nu mai este Mariana Cocerjuc. S-o dat setul 58. S-o dus. Mai este decât setul 51. Dar nu face nimica. Nico Martinez cu pasat 51. L-am dat și pe el. Hai să văd unde l-am pus. Uite-l. Da. Vândut. Ok. Și fetelor, ziceți-mi o culoare care vă place. Am alb, roșu, verde, albastru, multicolor. Ziceți o culoare și ce culoare ziceți, seturile în culoare ale vinde. Doamna Gabriel, băiatul vrea de aur. Nu am aur. Am zis de 10 ori, nu am aur, am decât poleit cu aur. Da, fetelor? 16 mm mărimea, 16 mm mărimea 56-57, roșu albastru multicolor, wow. Roșu albastru mov, ok, bun, haideți să vedem cum să facem, să împăcăm pe toată lumea. O să prezint câte 2-3 seturi din fiecare culoare și sper că în felul ăsta să reușesc să mulțumesc cât mai mulți oameni. Haideți să vedem. Elena, Susan, Inel, 59 și cercei. Multicolor, mov, roșu, albastru. Ok, hai să vedem, le iau toate la rând. În primul rând, roșu, albastru, roza, multicolor. Ok, haideți să vedem. O grămadă, toate culorile am adus aici. Punem un pic astea jos la urte, rog, de aici. Mersi. Haideți să vedem, fetelor. Și am să încep cu ceva albastru. Wow, mamma mia. Faină treabă ce avem aici. Hai să vedem. Super set. Ia să-l caut și eu pe pagină, să pot să vă dau detalii despre el. Aici să este, așa. Frumos. Nu, stați liniștiți că dacă stați, sunt aici. Ieri n-am stat cât am vrut, astăzi se pare că stau mai mult decât vreau. Așa că nu-i nicio problemă. Azi aveam un plan să închid mai repede. Ieri am avut un plan să stau mai mult, doar că planul de acasă și cu ăl din târg nu prea se potrivește, așa că avem un set de 17 grame, și anume, avem inel micuț, mărimea 55, un bestial inel, argint 925, inelul, dragii mei, după cum am spus, mărimea 55, capul inelului are 2,5 cm pe 1,5, inelul cântărește 4,7 grame și poate fi achiziționat pentru 25 de euro. Mărimea 55, apoi avem un bestial pandantiv, care cântărește singur 5 grame, ia uitați-l. Doamna Gabriele, eu vreau cercei la primii 25. Gabriela Dumitrache, nici nu știu care să ia primii la 25. Ăia în filigram, sau ăștia? Filigramul, ăsta e, că ăștia au fost primii, na, 25. Pandantivul care costă 25 de euro, dar observați mărimea lui. Apoi avem și cercei la el, cercei care cântăresc 8 grame, închizătoare cu lever back, da? Deci avem inel 25, avem pandantiv 25 și avem cercei 50.
închizătoare cu lever bag, cercei, dragii mei. Hai să vă dau și detalii de mărimea lor. Bestialii cercei au 3,5 cm lungime pe 1,5. Sunt de gală, pur și simplu sunt de vis și pot fi achiziționați pentru 50 de euro. Eu îi pun deoparte. Superb! Vreau eu mărimea 61-62, nu am. Asta e mărimea, ăsta e singur și e mărimea 55, da? Și trecem mai departe, eu vă arăt ce am. Hai să vedem ce am aici. Am aici două seturi. Sunteți drăguță pentru a prezenta, nu toate albinele de miere, felicitări. Mulțumesc frumos! Și trecem mai departe, fetelor. Inele, cercei și pandantiv. Am aici două seturi complete. Hai să vedem, să vă arăt. Inel mărimea 60, inel mărimea 60 și mărimea 55, 60 și 55, nu avem inele de bărbați. Inelul, dragii mei, poate fi achiziționat pentru 15 euro bucata, 60-55. Avem cercei care au 6 grame. Uite la ei, închizătoare cu lever bag. Și ei pot fi achiziționați pentru 20 de euro. Și mai avem pandantiv, care este și el 10 euro. Inelul 60, Mariana Biriș. Am pus, mai am un inel 55. 15 euro. Cercei foarte faini. Bun, le-am prezentat. Le pun deoparte dacă nu le vreți. Ăsta este 50, da, 55. Cercei și pandantiv albastru, da. Cercei 25, pandantivul 10, 35. Inelul ăsta e mărimea 55, nu e 56, da? Pui acolo. 35. Da. Și mergem și mai departe, fetelor. Hai să vă arăt ceva, wow. Fain, foarte fain aici. Un set bestial care cântărește 12 grame. Ia stați să-l și găsesc să văd de el. Unde este, unde este? Prada, nu știu numărul la inel. Ăsta e secret de stat, numărul la inel. Hai să vă arăt ce am aici. 12 grame. Ia uitați. Și am aici cercei. Așa. Cercei închizătoare cu filet. Cercei lungi, fetelor, albaștri, închizătoare cu filet. Cercei singur, cântărești 5 grame. Argint, 925, cu circonia, culoare aquamarin. Închizătoarea cu filet, cercei, 25 de euro. Apoi am aici brățărică, fetelor. Foarte fină brățara. În seara asta nu arăt verighete. Brățara, dragii mei, o piatră mare, una mai mică, 17 cm plus 5 cm extensia, cântărește 4 grame, 15 euro brățara, 21 de milimetri, 61, 62, da, 62. Vreau brățara, Mariana Biriș, 15 euro pune acolo.
Și am și un colier bestia la ele. Ia uite-l. E superb, pur și simplu. Colierul are 40 de centimetri lungime cu 5 centimetri extensia. Cântărește 5 grame. Și da, poate fi achiziționat pentru 25 de euro. 40 de centimetri plus 5 extensia, 45. Superb. 25 de euro lănțișorul, 25 cercei, ia cătă cu 50 de euro, un bestial set. Și le pun deoparte, nu știu de ce, dar vreau să vă arăt și altă culoare. Acum v-am arătat albastru, am zis că arăt din fiecare culoare câte ceva. Albastru, închis, rotund, vreau inel. Ok, hai să vedem dacă găsesc un albastru închis, rotund. Mă, din păcate nu am, am un albastru, hai să vă arăt ce am aici, că tot mai pus să scot albastru, Rodica, uite aici, fetelor. Ia să vedem dacă știți voi ce e asta. Aici am un set pe care îl vând doar împreună, are 11 grame, avem cercei închizătoare cu lever bag. Albastru închis, cercei și lănțișor cu pandantiv. Și ia să vedem dacă știe cineva să-mi spună ce piatră am eu aici. Ia uitați-o. Ia dă-mi un pic de lampă, Laur. Să-l dau un pic de lumină pe ea. Ia uitați. Ia, fetelor, hai să vedem. Știți ce piatră am aici? Setul, dragii mei. Cât am zis că cântărește? 12 grame, 60 de euro. Așa este. Am ochi de pisică albaștri. Ochi de pisică albaștri, care în funcție de lumină, uite-i. Ochi de pisică albaștri, set complet, lănțișor cu pandantiv, 60 de euro. Avem cercei, 12 grame. Ochi de pisică, fetelor. Ia uite la ei. Ochi de pisică albastru. Și lăsați-mă să văd dacă am mai avut parcă ceva. Nu am. Vreau eu. Dar nu are inel, nu are deloc setul. Să știi că la ochi de pisică nu am inel, am decât ăsta. Deci e... Da, ochi de pisică. N-ați mai auzit de el? Mariana Mireuță, uite ochii de pisică, ia uite-i. Și hai să-ți arăt pe roșu. Acum mă uitam că am culoarea roșie la îndemână și să știi că am și cu roșu. Roșu, dar nu e chiar roșu, e mai mult bordo, să zic așa. Hai să vedem. Da. Uite-l aici. Am. Pun deoparte. Ochi de pisică, da. Albastru. Hai să vă arăt aici. Am set lănțișor și inel. Ochi de pisică. Bordo. Foarte fain, foarte fin. Setul cântărește 10 grame, puteți să-l aveți pentru 50 de euro. Ia uitați aici. Ochi de pisică. Și cercei cu filet. Ochi de pisică. Sunt bestiali. 50 de euro setul. Cercei închizătoare cu lever bag, cu închizătoare cu filet, pardon, foarte finuși cercei. Cercei pot fi achiziționați pentru 20 de euro, pandantivul pentru 30.
Ochi de pisică. Roșu, de fapt bordeaux, nu-i chiar roșu, de foarte frumos. Și trecem mai departe. Văd că nu vrea nimeni, seturile albe nu vă plac. Seturile albe nu vă plac, fetelor, vă plac numai alea galbene. Ochii de pisică nu vă plac, no. Ce-i mai frumos, e o piatră bestială. Hai să pun deoparte și să vă arăt ceva care să vă atragă atenția, că văd că v-am cam plictisit, ok? Haideți să vă înviorez un pic. Hai să vă arăt ceva fain. Zultanite. Zultanitele vă înviorează. Oi, oi, oi. Cred că mă opresc aici în această seară, că e trecut deja de oră. Pandantivul roșu, Jenny, Jenny, da. Pandantivul roșu, Adriana Silag e alb. Uite aici pandantivul. Are și un lănțișor pătrat foarte fain, foarte fin. 30 de euro. L-am pus, Jenny. Și haideți, fetelor, să vă înveselesc, da? Bun, hai să vedem. Hai să vă arăt. Aici ceva superb. Brățară. Cu piatră roșu și alb, argint, 925. Brățară, dragii mei. Cântărește 9 grame. Ia dă-mi un centimetru să o măsur, să văd exact cât are la ușă. Și are... Ia să vedem aici, are 17 cm lungime, e mică, 17 cm lungime, 9 grame, 45 de euro. Argint, 925, 45 de euro, 9 grame. 17 cm, uite aia, Dana. 17, 45. Dă să pun și astea la albastre. Că nu s-au vândut, să le bag în punguțe. Mergem mai departe, fetelor. Tot de la setul ăsta pe care l-am desfăcut acum. Dana Engelman o vrea. Pune acolo 45. Inel pentru... Inel este mărimea 58. Inel 58. 10 euro. Mărimea 58, 10 euro. Inelul 10 euro, mărimea 58, îl pun deoparte. Avem cercei cu filet, 5 grame. 3 cm lungime pe 8 mm lățime, închizătoare cu filet, 25 de euro. Dana, inel 10 euro. Nu, am Dana, unul singur, e că e singur setul. Livrarea în Anglia, să știți că nu mai livrăm în Anglia, sunt probleme, ne vin coletele înapoi. Îl vreau eu. Inelul? Ok. Punem inelul, 10 euro. Cerceii 25, superb cerceii, la care avem colier. Colierul, fetelor, are 22, Mariana Florinia Gherlea, vreau eu, vrea inelul, cerceii, dacă vreți să-mi scrieți cercei. Colierul are 22 de grame, are... Ia să vedem ce lungime are. Are 42 de centimetri lungime. Ia uitați-l. 22 de grame, 42 de centimetri lungimea lui. Da?
și poate fi achiziționat pentru 70 de euro. 22 de grame. 70 de euro. Livrarea în Franța, 18 euro transportul. Un set inel, pandantiv, cercei, ciclam, 18 mm. Să vedem ce găsesc pe aici, 18 mm. Inelul înseamnă mărimea 59. Dacă găsesc, sigur că da. Hai să vă arăt un set bestial aici. Nu, că tot s-a încurcat. Avem inel, cercei și lănțișor cu pandantiv. Inelul, fetelor, mărimea 54. E micuț inelul, dar e bestial, ia uite la el. Cu doi fluturi, cu pietre roșii, mărimea 54. Inelul cântărește 5 grame. 20 de euro. Foarte frumos inelul. Avem niște cercei. Wow! Ia uite-i. Chitoare cu lever back. Cercei. Cântărești 5 grame. 25 de euro. Și mai avem și un colier la el foarte fain. Ops, că l-am pus cu dosul. Colierul, dragii mei, 40 de centimetri lungime, plus 5 centimetri extensia. Cântărește 5 grame și poate fi achiziționat pentru 25 de euro și el. Bun, punem deoparte, să vă mai arăt ceva pe roșu, hai să vă mai arăt chiar ceva și gata. Ia să văd ce am aici. Toate sunt frumoase, una mai frumoasă ca aia, altă de nici nu mai știi la care să te mai uiți. Sunt bestiale. Vreau eu un set cercei, lănțișor, pandantiv, vă rog. A, da, de care să fie, draga mea? Când le prezint aici, zi-mi ce inel ai, ce mărime ai la inel, ca să știu ce să-ți arăt. Hai să vă arăt un set... un set fine, lacrimă, inelul 54, inel mărimea 54, 5 grame, 20 de euro, lacrimă cu roșu și cu baghetă. Avem cercei la el, cercei cântare 10 grame, 3,5 cm lungime, pe 2 cm lățime, închizătoarea cu lever back, 40 de euro, alb cu roșu. Și avem și un pandantiv, un pandantiv mare, foarte fain, 5 grame, 20 de euro și pandantivul. Vă rog, vreau câteva seturi pe auriu. <Din gel. laughs> Ok. Sigur că da. Hai să le pun deoparte, că văd că v-am plictisit. Doamna Gabriela, un lănțișor milung. Un lănțișor cu semnul Infinity. Da, vreau să mi-l puneți în colegi, să spuneți prețul. Silvia Pali. Uite, la aici, Infinity e argintiu.
Scrie pe el Forever in Love și e 20 de euro. Dacă vrei, ți-l pun. Și hai să mă duc să iau din nou seturile. Da, pune-l. Bun, pentru doamna care vrea, Maria Mărginean. Bun, haideți să vă arăt un set bestial, un set Infinity, fetelor. Inel, mărimea mare, mărimea 60, ok? Inel, mărimea 60. Tați-l cântăresc. Avem inel, brățară, cercei și lănțișor. Setul complet are 15 grame. Și poate fi achiziționat pentru 60 de euro. Avem inelul, mărimea 59, alb cu roșu. Avem cerceii, care uitați cât sunt de mari, da? Închizătoare cu lever back. Avem lănțișor, 20. Lănțișor Infinity, lănțișor cu pandantiv, 40 de centimetri, 45 de centimetri lungime, plus 5 extensia. Și mai avem și o brățară, o brățară Infinity, care are 18 centimetri lungime și 3 centimetri extensia. €60, setul complet, 15 grame. Vreau penultimul set, mărimea 54. Penultimul fost, care a fost, că nu mai știu, ăla cu fluture? A, nu, ăla oval. Aha, ovalul și se caut și pandantivul. Deci, pandantivul a fost 20, cercei 25, inelul 20. L-am pus. Pe ăsta era, da? Felicia Popa. Lacrima aia. Bun. Rezolvat. Și da, dragii mei, mă opresc aici în această seară. Și să știți că următoarele luni și marți nu o să fiu aici. S-o iubi ceva și trebuie să plecăm, nu o să fim în oraș. Așa că mă opresc aici în această seară și ne vedem din nou miercuri seara, dar nu înainte. Nu înainte de a vă prezenta câteva produse de frumusețe și sănătate. Și haideți să vedem în seara asta, dragii mei, nu cel cu fluture. Aha, ok. Ia să vedem pe cel cu fluture. Uite-l aici. Fluturașii. Fluturașii, uite așa la urmă. 25, 20. Pune-l acolo cu 50 de euro. Gata. Am făcut reducere la el. Ți l-am dat cu 50. Rezolvat lucrurașii, da? Bun. Și de acum, dragii mei, mă opresc aici în această seară cu bijuteriile. Și în continuare, câteva produse de frumusețe și sănătate, dragii mei. Și din momentul ăsta mă numesc Gabriela Ciulica și sunt reprezentant al brandului Snap în Germania. Dragii mei, după cum știți deja, vreau să fiu de la început cu dumneavoastră. La ce oră începeți, Maria Mărginean? Începem seara de la ora 21, ora Germaniei, fetelor. Ne vedem din nou în seara asta, mai rămân să prezint câteva produse, dar ne vedem din nou miercuri seara. Jenny, Jenny, am pus comandă. Ruj cu mami eu, n-ai de unde. Rujul ăsta bestial, știi unde îl găsești? Tatuaj, îți faci make-up permanent și ai culoarea asta. Nu e ruj, e permanent. E make-up permanent, ca să știi, da?
Set Infinity. Nu, nu am Set Infinity, era de doar singur pe stoc. Ok? Și da, dragii mei, continuăm cu produsele de frumusețe și sănătate. Dacă aveți întrebări acum și vreți să știți câte ceva despre îngrășat, despre slăbit, despre frumusețe, despre tem, spuneți-mi. Eu am să încep să vă prezint în primul rând produse pentru picioare. M-a întrebat cineva astăzi despre setul de picioare. Jenny, în momentul ăsta nu mai am nimic. Acum am doar produsele de la Snap. Pentru alte întrebări, doar miercuri seara în continuare, ok? Acum arăt produse de picioare. Haideți să vă arăt. Și da, dragile mele, produsele de îngrijire a picioarelor și nu numai. M-a mai întrebat cineva pentru căderea părului. Hai să iau și pentru căderea părului. Ok. Și haideți să vedem. În primul rând avem un set simplu, foarte simplu, dar foarte, foarte eficient pentru îngrijire de picioare fetelor, și anume avem un deodorant. Uite aici, Deo Aqua. Este un deodorant, este o apă aromatică, deodorantă, antiseptică, antifungică, este o soluție emolientă și dă produsului, astfel încât îi dă produsului o acțiune de deodorant. Este o apă care îți împrospătează picioarele, pur și simplu după ce te-ai spălat, pulverizezi pe picioare, o să vezi că îți dă o prospețime și nu mai transpiri ca înainte, după care vii cu crema hidratantă pentru picioare și o să vezi că dacă ai ciupercă sau transpirație abundente, o să vezi cum începi să scapi încet și sigur de ele, pentru că de la câteva aplicații deja începi să nu mai transpiri, începe să nu-ți mai miroase picioarele dacă ai o problemă cu asta, da? Produsele nu sunt scumpe. Deodorantul, uite aici, dacă vreți preț la deodorantul și Hermesul, Hermes se numește crema de picioare. Hermesul, uite, nu e. Stai să văd de ce nu mi-apare prețul, cred că nu mai este pe stoc. Hermes. A, uite aici, prețul la Hermes, da? Dacă întrebați prețul, o să vi-l dea soțul în privat, că nu mai am voie să dau pe Hermes. Hermes, e crema de picioare Hermesul. Este un set ieftin și un set foarte eficient. Calitatele, produsele sunt de o calitate superioară. Gabi Gabriela, doamna Gabriela, sperăm că nu se fac urâte să se oxideze. Vreau și eu un inel, cât costă, am luat și sau coclit. Gabi Gabriela, dacă vrei să nu se oxideze, îți cumpere aur. Pentru că argintul care nu oxidează, nu este argint, în primul rând. Coclitul e coclit, înverzește, negrește alea schinezării și argintul e argint, oxidează. N-are nimic a face cu coclitul. Ok? Bun. Și încă ceva. Argintul nostru este un argint antialergic, așa că oricum ai spune-o tu, nu are nimic a face cu coclitul. A, nu lua de la noi, să înțeleg. A, ai luat de la altcineva și o coclit. Aia era chinezării, nu era argint. Argintul oxidează. Și care nu oxidează, să știți că nu e argint. Bun. Și da, dragile mele, trecem mai departe și kitul pentru anticădere de păr. De bineînțeles că puteți lua șamponul, balsamul. Gabriela, sigur că da, există un kit pentru asta, bineînțeles, în primul rând îți dau Olivox 40, îți dau Real Complexul, îți dau Maca
și reiși. Și să vezi tu deja din a doua zi, ai luat prima zi produsele, deja din a doua zi începi să te simți din ce în ce mai bine. Produse de slăbire, da, fetelor. Haideți să vă vorbesc în primul rând despre căderea părului, după care trecem la slăbit, ok? În primul rând, soluție anticăderea părului pe care eu personal o folosesc și deja observați că pe aici eu am chelit o țără. Ultima dată când am fost, să știți că am chelit cum să cade, când am fost ultima dată la coafor, doar că deja începe să-mi dea firele, mi-au dat fire noi. Soluția, și eu fac o mască de păr, soluția anticădere păr și cu gelul de aloe vera. Gelul de aloe vera ar trebui să-l aveți în toate casele, pentru că e bun pentru orice, pentru mâncărime, pentru piele uscată, pentru mască de păr. Atenție, eu fac mască de păr pentru că soluția, da, soluția anticădere păr este o soluție, este lichidă, clar, și curge, da? Ea prin substanța ei de acțiune, uitați cum arată, da? De unde curge, rușește. Și ca să nu-mi curgă, eu fac mască. Pun gel de aloe vera într-un castron, bineînțeles, nu de metal, ca să nu oxideze, dar pun atât cât cred eu că mi-ajunge ca să-mi dau pe tot părul, pe tot capul, ok? Și pe urmă vin cu pipeta, pun de două, trei ori pipeta, soluție, o amestec, o pun pe păr și o masez pe pielea capului. O să vedeți în momentul în care acționează, roșește. Nu trebuie să vă faceți nicio grijă pentru că așa acționează ea, după care trece roșeala, puteți să lăsați soluția cu aloe vera pe păr de seara până dimineața și când vă spălați o să ziceți, wow, chiar o să vă facă un păr, wow. Și se folosește de două ori pe săptămână și o să vedeți că vă ajută foarte, foarte bine la slăbit. Vreau eu gelul de aloe vera. Da, uite, mai am unul aici. Vera Cream. Mai am aici un gel. Iar gelul de aloe vera. Bun. Eu aș dori produse pentru vene varicoase. Sigur că da, Corina, în primul rând, ai nevoie de Night. Ai nevoie de... îți dau Olivox-ul, îți dau Olivox 40. De ce vă recomand la toată lumea Olivox-ul 40? Hai să vă zic. Olivox-ul 40 este licoarea care mie nu îmi lipsește absolut niciodată. Da? Apoi, ceaiul de mix. Un real complex, nu am aici unde am un real, nu mai am real complex. Bun. Le-am vândut pe toate? Nu pot să cred. De azi pe mâine le-am vândut toate, ok. Nu, aici am cutie, nu mai am, mai am decât ceai. Real complex, am acolo? N-ai, tu dă-mi n-ai pe aici? Ok. Dă-mi un real complex, de acolo. Aha. Ok, nu mai am pe stoc, va trebui să fac comandă. Oricum, comenzile le iau și vi le dau, vi le fac la toate. Și un shake, nici shake nu mai este, corect? Corect, vândut. Bun, deci vă arăt pe pagină. Haideți să vă duc și să vă arăt pentru scalp. Sigur că da, cum am zis, în primul rând îți dau... soluția anticădere păr, îți dau balsamul și pentru hidratare la scalp, da? Gelul de aloe vera neapărat și pentru interior, ca să, dacă faci coajă, atunci neapărat iei reiși care reface fiecare celulă și să vezi tu cum într-o săptămână scap de mâncărime și de cojile din cap, de pe scalp. Și da, no, haideți să vă arăt acum programul de detox, pentru că slăbitul, fetelor, nu e altceva decât rezultatul detoxului. Haideți să vă arăt, să întorc un pic camera. Și da, uite aici. De ce vă zic eu Olivox-ul 40? Pentru că Olivox-ul 40 este licoarea, este băutura, fetelor, care, după cum vedeți aici, curăță
colonul și curăță și detoxifică organismul. Colonul te scapă de constipație, reglează tensiunea, reglează presiunea în sânge, reglează colesterolul, reglează... te scapă de balonare, nici nu mai știu. Conține extract de rozmarin, frunze de măslin și curcuma sau turmeric, cum îl mai cunoașteți. Și da, vă ajută și la slăbit. Pe lângă faptul că vă curăță, vă detoxifică, vă dă o stare de bine, vă ajută la slăbit. Apoi vine ceaiul de mix, care și el face parte din kitul de slăbit, care este un ceai depurativ, un ceai de 7 plante și 3 fructe. Te ajută să elimini retenția de apă, te scapă de mâini, de picioare umflate și, bineînțeles, te ajută să scapi de burtică. Apoi vine real complexul, care curăță și detoxifică organismul prin ficat și rinichi. Și mai avem înlocuitorul de masă, shake-ul vegan. Nu dau cacao la slăbit, cacao se dă la kitul de îngrășat, dar avem mai multe opțiuni, avem vanilie, avem cappuccino, goji și acai, fructul pasiunii, cocos, ananas, cremă de biscuiți. Și dacă nici așa nu vă place shake-ul, și suntem singura firmă care avem o mulțime de opțiuni. Avem aici crochis. Crochisul sunt cereale. Sunt niște cereale naturale care poți să le folosești și în loc de crochete în supă sau în lapte sau în iaurt sau în ce vrei tu. Avem crochisul. Pe urmă, hai să vă arăt ce mai avem. Înlocuitor de masă. Aici mai avem și alți înlocuitori, o secundă, cum ar fi, da, crochisul sau ciocolata. Mănânci un baton de ciocolată la un înlocuitor de masă, da? Ciocolata care te ajută să slăbești, are doar 200 de calorii, îți ia pofta de mâncare și pofta de dulce și te ajută la slăbit. Pe urmă, avem supă vegană. Da? Așa, supă vegană și vegan plus supă cremă de ciuperci, fetelor. Supă cremă de ciuperci pe care poți să iei shake-ul, poți să iei cerealele, poți să iei ciocolata, poți să iei supă de ciuperci, supă cremă de ciuperci pe care eu am luat-o și zilele următoare o să fac un live să vă arăt cum se face, e bestială, e atât de gustoasă că nu-ți vine să mai mănânci altceva. Și mai avem o altă supă, ia să vedem, supă Toscana, ganoderma, vanilie, fructocos vegan, ganoderma, vanilie, așa, se pare că nu mai, uite-o. Și mai avem o supă italiană, supă de legume verzi, supa Toscana pe care deja am propat-o și să știți că mi-am luat și mi-am pus în supa vegană, mi-am pus crochisul, cerealele de la Snap și wow! O trebuie să mai aduc doar un pic de sare și a fost o masă perfectă, o masă care o faci în 5 minute. 250 de mililitri de apă fiartă, pui supă acolo, două linguri, o amesteci, o lași 5 minute și ai mâncat. 5 minute. Da? Și ați văzut și prețurile pentru kitul. La kitul acesta se adaugă și, dacă vreți să slăbiți mai tare, atunci se adaugă arzătoarele de grăsime. Programul în sine costă și se face personalizat după buget sau, dar eu vi-l arăt cât costă. Ia uitați aici ca să vedeți și prețul, uite-l aici, ops, no, pe ce am apăsat? Stați un pic că, aha, am apăsat pe tastatură o secundă. Uite aici, kitul complet, avem și prețul la el, așa că da, dragii mei, dacă vrei să te îngrași, nicio problemă, îți pregătesc kitul de îngrășare. Dacă ai, nu știu, orice problemă, scrie-mi. S-a întors camera, o secundă. Unde-i? Așa. Și dacă mai aveți și alte, avem kituri de îngrășat pentru nod la sân sau chis ce aveți.
Ok. Pentru slăbit, am zis acum, Adelia, ți-am arătat în momentul ăsta, aia am arătat, produsele de slăbit pentru noduri și... Deci, pentru așa ceva, nu pot decât să-ți dau detoxul și reishi. Astea nu o să te scape de ele, dar o să le oprească. O să le oprească să nu dea înainte. Le ține pe loc și chiar o să înceapă să dea înapoi, dar nu o să te scape de ele. De ele te mai scapă doar cuțitul. Așa că, da, te pot ajuta cu ele să le ții sub control, să le oprești pe loc, dar nu mai mult, ok? Bun. Sunteți o doamnă frumoasă și la dumneavoastră. Mulțumesc frumos, Maia Ianis. Așa că da, dragii mei, dacă aveți probleme de orice fel, nu știu, ai tensiune, ai colesterol, ai hepatita C, hepatita B, un chid de slăbit în cât timp ajunge. Este pentru o lună de zile. La noi chitul de slăbit nu este, de fapt, chitul de slăbit e greșit zis. E chitul de detox. Reishi costă 80 reishi, asta e să văd. Reishi, uite la aici, reishi, vă arăt și prețul, scrie prețul. Să știți că la prețul ăsta nu e scump pentru că are 200 de capsule, deci o cură de 3 luni. Da, să ia 3 capsule pe zi. Lavi și Gringo, când mai puneți colete pe România, să vedem, s-ar putea să pun joi. Dacă nu sâmbătă, dar sâmbătă sigur, din sâmbătă în sâmbătă, dar când sunt foarte multe, pun și mai des. Așa că da, dragii mei, vă aștept cu comenzile, vă aștept cu comenturile, orice ce problemă. Produsele noastre, să știți că absolut, dar absolut toate sunt atestate medical în Italia, 100% naturale și marea majoritate nu au contraindicații. Pentru paraziți. Păi sigur că da, faci chitul de detox, imediat scap de paraziți. Oricum, cu Olivoxul 40 și cu Real Complexul, elimini deja din prima zi, încep să-i dai afară. Vene varicoase, da, tocmai ziceam, pentru vene varicoase vă dau așa. Olivoxul 40, Real Complexul, ceaiul The Mix și neapărat Night. Snap Night sunt... plicurile care îți curăță și îți, special pentru varice, se ia seara un plic și o să vedeți că deja o să înceapă să nu vă mai doare, o să înceapă să se desufle, dar să știți că de varice nu scăpați, el vă reglează circulația sângelui, da? O să vă ajute foarte bine, dar nu puteți să scăpați de varice cu el. Varicele le scoate doctorul. El poate doar să vă ajute să vă simțiți mai bine, să vă dezumple și să nu vă mai doară varicele, dacă am atât, da? Pentru slăbit, Livia Buta, sigur că da, v-am arătat mai devreme kitul detox, da? Pentru comenzi, scrieți-mi în privat, dacă doriți să cumpărați ceva, dacă aveți nevoie de ceva, dați-mi un mesaj în privat, doamna Gabi, vreau, scrieți-mi ce vreți și eu vă contactez imediat. Vă iau datele, vă pun comanda, comanda se face direct la firma, direct la firmă în Italia, vă dau datele de plată, cum ați plătit, în 2-3 zile aveți coleturile acasă, avem reprezentanța absolut în toată Europa, deci fără probleme, vă venit coletul, mă sunați și vă dau detalii și indicații cum să le luați pentru a avea 100% rezultate. Ceva de durere de ochi, Maia Ianis. Nu, am tot, draga mea, de durere de ochi, n-am ce să-ți dau, pentru chiar n-am, orice ți-aș da, singura care aș putea să-ți dau e ciuperca, care regenerează fiecare celulă din corp, e ganoderma, reishi sau ganoderma, da? Enache, da, enache, pentru glanda tiroidă, foarte clar, kitul detox și îți punem shake-ul de cocos, ăla e special pentru așa ceva. Și pentru pete pigmentare. Petele pigmentare, draga mea,
Dacă ai petele alea maro, atunci neapărat. Pete de la sarcină, pete de la ficat, pete. Petele, pentru toate petele, am kitul de la Rai Natur Box, care te scapă de ele, te scapă până și de, cum îi zice la astea pe burtă? Vergeturi, da. Te scapă și de vergeturi, fetelor, da? Ce preț are kitul, scrie 165. Depinde, poate să, da. Comenzile la noi la Snap, de la 150 de euro în sus, avem transport gratis în toată Europa, așa că da, kitul detox, sare și la ei la transportul gratuit. Ok? Corina Roman, ți-am dat rezultatele, o să le vedeți deja din a doua zi, două, trei zile deja sunteți altă persoană. Cum începeți detoxul, cum începeți să eliminați, scăpați de oboseală cronică, scăpați de depresie, sunteți pe punctul ăla de pur și simplu nu-ți mai place nimic, nu mai ai chef de nimic, nu trebuie decât să faci detoxul, să-ți cureți, să-ți detoxifici organismul și să vezi că de la zi la zi începi să te simți din ce în ce mai bine, să arăți din ce în ce mai bine și să-ți revină cheful de viață, pentru că, da, situația e de așa natură, de ne-o cam adus pe toți. Acolo, la nervi, la stres. Da. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă aștept din nou miercuri seara, ora 21, ora Germaniei. Rămâneți cu bine și noapte bună. Nu ezitați să mă contactați în privat pentru comenzi. Ceau, ceau, dragii mei. Noapte bună.